A fi pedagog este fără îndoială meseria cea mai importantă și nobilă a omenirii, pentru că are acces direct la sufletul copiilor. Iar de eforturile depuse de dascăl depinde întreaga evoluție umană. Pentru această profesie nu este suficient să studiezi ani la facultate, ci este nevoie pe parcursul întregii vieți să dai dovadă de multă perseverență, rigoare științifică, disciplină, dăruire necondiționată. Mai trebuie să ai chemare, să iubești copiii, să simți ce au pe suflet, să îi empatizezi cu ei, ori fiecare copil este diferit și nu poate fi comparat decât cu sine însuși. În sala de clasă, ei sunt diferiți și au nevoi diferite. Unii sunt precum baloanele, tare ușor de vătămat de nu le mânuiești cu grijă. Unii sunt precum zmeele, dacă nu le ții strâns de sfoară, se pot rupe din mână. Alții sunt precum bărcuțele, trebuie să fie vâslite. Și totuși, câteva lucruri esențiale îi fac pe copii să fie asemenea. Toți au nevoie de dragoste, de securitate și de susținere. Toți simt nevoia de recunoaștere și acceptare. Toți caută un sprijin în adult și chiar au nevoie de un anumit control din partea acestuia, pe măsură ce își dezvoltă încrederea în sine și dobândesc propria experiență. Societatea de astăzi, ca nici când altădată, are nevoie de pedagogi buni. Dar și dascălii, la rândul lor, au nevoie de o apreciere din exterior, venită din partea autorităților, părinților, elevilor. Concursul Pedagogul Anului are nobilul scop să susțină și să stimuleze cadrele didactice, să promoveze experiențele avansate și inovatoare în domeniu, precum și să motiveze cadrele didactice spre autoafirmare profesională. În Raionul Soroca, grație suportului oferit de către Consiliul Raional, concursul Pedagogul Anului, de-a lungul anilor, a oferit oportunități tuturor dascălilor de a-și promova maestria pedagogică, competențele profesionale, conturând astfel imaginea pozitivă a școlii în societate. În acest an, concursul s-a desfășurat în 8 instituții de învățământ. La etapa raională au ajuns 12 cadre didactice cu experiență pedagogică avansată, deținători ai gradelor didactice 1 și 2. Calea către succes nu a fost deloc ușoară, deoarece competiția în care s-au înscris a implicat multă responsabilitate, răbdare, creativitate și pasiune. În cadrul lecțiilor și activităților extrașcolare, finaliștii concursului au demonstrat competențe profesionale înalte, tehnici și procedee didactice moderne, iar discipolii dumnealor au dat dovadă de curiozitate, interes și inițiativă. Au demonstrat cunoștințe și abilități de comunicare și relaționare. Și ceea ce nu poate fi trecut cu vederea, starea de bine, de confort, de liniște, care înseamnă plăcerea copilului de a veni la școală și grădiniță.